O familie din satul Hagimus, raionul Căușeni, au avut parte de un incident neplăcut atunci când 5 din cele 8 capre pe care le au fost sfâșiate în plină zi chiar pe imaj. Stăpânii animalelor presupun că ar fi fost mușcate de câinii care se plimbau prin preajmă, relatează studioonline.md. La ora 2 a ieșit afară din casă și ele 3 au venit acasă. 3 căpriți, un, două mici și una mai mare, au rupt șnurii, funia. Și au venit acasă, încărcate de sânge, zic, va se duce că poate trenul a trecut. Larisa Estrati spune că animalele sunt o sursă de venit pentru familie, iar câinii au atacat doar caprele mulgătoare. Eu din trânsle, ia ca din trânsle eu le-a familie. Sunt casa cu dânsle, tătea este mulgătoare, tătea sfârmate. Soția a apelat la veterinar, dar încă nu știu dacă acestea pot fi salvate. Am fost la medicul de sat, care e veterinar, și nu l-am găsit acasă, am sunat la ursoaia, la altul, și mi-au spus ce să fac. Oamenii s-au adresat la primărie ca să le fie investigat cazul.